Salut din nou! Îl am alături de mine pe domnul Dragoș Cârnici. Bine ai venit, Dragoș! Mulțumesc de invitație! Dânsul este reprezentantul în România al uneia dintre cele mai mari firme de echipament sportiv la nivel mondial, printre altele specializată și în echipament de trail running. Dragoș, o să te rog întâi să ne spui câteva vorbe despre echipamentul de trail running. Care ar fi principalele componente? Fiind vorba despre alergare, pornim de la încălțăminte, ciorapi, tricou și pantaloni mulați. De asemenea, trebuie să ținem cont și de rucsac și de șapcă. Încălțămintea de trail running față de încălțămintea de alergare pe asfalt diferă din punct de vedere al tălpii, în primul rând. Există câteva elemente care o diferențiază de cea de asfalt, după care urmează sistemul de amortizare, sistemul de înșiretare. Spre deosebire de alergarea în parc sau pur și simplu pe asfalt, pe alei, trail running-ul se întâmplă la munte, pe poteci, pe bolovani, pe pietre, prin praf. Deci tocmai de aceea pantoful este adaptat pentru astfel de activități. Dacă ne uităm la talpă, talpa acestui model este o talpă care are crampon, okay. Un crampon proeminent. Modelul acesta este făcut pentru alergare pe teren moale. Are crampoanele care îi permit să muște din suprafață și să asigure o stabilitate foarte bună. De asemenea, pe partea internă a piciorului putem să observăm că are un suport. Este acea culoare gri pe care o vedeți aici. Este un suport pe partea mediană a piciorului. Mișcarea naturală a piciorului este de la exterior către interior. Acest material este o spumă poliuretanică care are rolul de a sprijini mai mult piciorul. De asemenea, pe talpă o să vă arăt la alt model similar, nu ca și cel care îl poartă colegul meu. Aveți acest suport pe partea mediană a piciorului pentru a sprijini piciorul la chiar în dreptul boltei piciorului. Asta este despre talpa exterioară. Urmează o talpă intermediară care are rolul de a amortiza șocurile și urmează o talpă interioară care este cunoscut în România ca Brands, care este un Brands Ortholite, este un brand care este brevetat de firma noastră, care are o compoziție dublă, o parte de spumă de cauciuc cu rol de amortizare în zona colcuiului și o altă parte cu care are rolul de a asigura transferul de energie pe partea din față a piciorului. La orice pantof trebuie să țineți cont și de carâmb, care carâmbul este conceput astfel încât să fie cât mai aproape de picior, să nu existe libertate de mișcare a piciorului în pantof, pentru că atunci când există libertate de mișcare, piciorul sau întreg corpul își pierde din echilibru și din stabilitate. Și este un sistem făcut, un sistem de înșiretare care permite carâmbului să îmbrace piciorul așa, fără puncte de presiune în partea aceasta. Asta vreau să te întreb, care e diferența între sistemul ăsta de șireturi și cel clasic în care faci fundă? În primul rând că sistemul clasic pornește de la niște șireturi care sunt dintr-un material care absorbă transpirația sau umezeala. Da. Și nu se mai usucă. Acesta este un șiret care este protejat cu Kevlar, care rezistă foarte bine la abraziune, nici într-un caz nu se va uda, nici într-un caz nu va îngreuna pantoful. Sistemul de înșiretare este un sistem de înșiretare rapid, tragi o singură dată și se strânge în mod uniform pantoful. Deci nu există puncte de presiune. Nu știu dacă se vede, da. Se strânge în mod uniform, se blochează aici și după aia se bagă, bine, am forțat foarte mult aici, se bagă aici. În interior. În interior. Este acest model și acest model sunt cu protecție pe partea din față a carâmbului. Are de asemenea o membrană Gore-Tex, rolul acesteia fiind acela de a permite o foarte bună respirație a piciorului. Practic, folosind un ciorap tehnic cum are Radu, este un ciorap care are o inserție cu fir de argint care inhibă dezvoltarea bacteriilor. Asta sună foarte interesant, nu ne-am așteptat nu, să auzim chestia asta. Nu topiți ciorapii să obțineți inele.
inhibă dezvoltarea bacteriilor, dar rolul lui principal este acela de a transfera transpirația de la nivelul piciorului către membrana Gore-Tex, care, prin diferența de presiune creată datorită temperaturii între picior și mediul exterior, face ca picătura de apă să fie eliminată către exterior. Nu permite apei să intre înăuntru. Fetele, în general, sunt foarte interesate de aspectul culorilor. Nu ne gândim întotdeauna că ar avea și o semnificație anume, dar te rog să ne spui care este semnificația, da, în cazul de față. Culorile, cred că atunci când vi le alegeți, vă uitați la partea din față sau la carâmbul pantofului, nici într-un caz la talpă. Talpa este funcțională în funcție de fiecare dintre culorile pe care le vedeți aici. Avem o culoare care reprezintă un tip de material care este aderent. Așa. O culoare deci negru. Nu alunecăm. Da, o culoare care este negru, care e un material mai dur, și o culoare care este acest gri, da, care este foarte aderent. Dacă vrei să pui mâna, o să observi foarte repede diferența între structurile lor. Profilul de talpă este un profil contagrip. Asta este tipul de talpă pe care îl dezvoltă firma noastră. Deci am avea totuși nevoie și de celelalte accesorii, să le spun, gen colanți sau tricou, numai ca să alergăm pe potecă. La ce ne ajută exact? Aici, ceea ce vedeți că a îmbrăcat Radu astăzi este un echipament care se adresează celor care urmăresc să-și îmbunătățească performanțele. Bineînțeles că dacă nu ești decât un amator, ai putea să folosești orice, dar ca exemplu vă pot spune că bumbacul, dacă ai purta un tricou de bumbac, dacă ați purta un tricou de bumbac, dacă vrei să te întorci, Radu, ca să se vadă tot, dacă ați purta un tricou de bumbac sau un pantalon de bumbac, nu faceți decât să vă îngreunați situația și să transpirați, să rămână toată transpirația în echipament și să vă îngreuneze și să nu vă mai facă plăcere. Echipamentul este un echipament tehnic. De ce? Pentru că el, în ansamblu, tot de sus până jos, ajută ca sportivul să-și mențină temperatura în jurul temperaturii de 37 de grade. Cu cât temperatura corpului crește, cu atât performanțele scad. Da. De aceea el este făcut astfel încât să transfere transpirația de la nivelul piciorului sau corpului către exterior și să permită o foarte bună ventilație. Văd că există un model așa de fagure, da, și pe colan dacă... și pe tricou. Are, da, vreo semnificație aparte sau e doar de design? Nu, este și de design, dar el este conceput tocmai pentru ajuta sportivul să-și conserve energia, să nu piardă energie în timpul efortului. Sistemul acesta fagure, pe care îl vedeți pe pantalon și este și în zonele cu musculatură de pe tricou, are rolul de a ține mușchiul cât mai compact, să nu se piardă energie în momentul mișcării. La alergare, mișcarea mușchiului este verticală și este verticală, transversală și laterală. Laterală. Mișcarea laterală nu face decât să piardă, să disipe energia. De aceea mușchiul este strâns compact și în felul acesta performanțele sunt mult mai bune. La sfârșitul antrenamentului mușchiul este mai relaxat și își revine mult mai repede. Trail running-ul nu este un sport care se adresează numai performerilor, ci și celor care vor să se simtă bine și să meargă în natură. Aici vreau să ajung, deci nu trebuie să fii neapărat un performer care aleargă 50 de kilometri odată. Nu, cu siguranță că nu trebuie să fii un performer, dar în momentul în care iei decizia de a-ți cumpăra un echipament, bine este să te gândești nu la momentul la care ești acum, ci unde își dorești să ajungi.